Bună seara tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o citire pentru ziua de miercuri, 8 mai, cu un pachet de cărți de tarot mai special, tarotul lui Salvador Dalí, inspirat din operele de artă ale lui Salvador Dalí. Să vedem ce pot dezvălui așadar cărțile de tarot pentru ziua de miercuri, 8 mai. Un tarot horoscop intuitiv, energiile pot fi mai mult sau mai puțin în concordanță cu zodia sau ascendentul, ține puțin și de energia personală, e o citire intuitivă generală. Haideți să vedem ce spun cărțile de tarot pentru ziua de miercuri. La ce ne putem aștepta în funcție de zodie? Se vede că este o zi a zodiilor de pământ, pentru că apar noutăți, apare poate chiar o aniversare, apare un drum de succes, apare, să știți, se pot îndeplini dorințe pe neașteptate. Deci, dragile mele, dragii mei, pot veni niște spectacole, niște lucruri spectaculare, călătorii extraordinare, evenimente care țin de lumea artistică, creativă, de afaceri, de drumuri, de spectacole, de dorințe care se împlinesc într-un mod miraculos, magic, parcă vine din cer, așa să zic, un miracol, o noutate, o stea căzătoare, nu știu, vedeți ceva, un eveniment spectacular, da, faceți o călătorie de succes, vine cineva pe neașteptate, vă îndrăgostiți pe neașteptate, plecați pe neașteptate. Apare un copil, apare un noroc, apare o oportunitate, o idee, ceva. Într-adevăr, poate fi și o vindecare, poate fi și o întâlnire importantă, poate fi și o împăcare. Poate veni o perioadă mai bună, mai promițătoare, vremea mai frumoasă, mai multă armonie, mai multă pace, mai multă liniște, mai multe binecuvântări divine. Aș putea să spun o nouă șansă, o nouă etapă. Ține într-adevăr poate și de o ambiție, o determinare, un curaj. Vine așa, poate și un aer puțin de curaj, de determinare, de libertate, un vânt de libertate. Pot apărea și noutăți care țin de drepturi și libertăți, de în afaceri mai multă bucurie, a face afaceri cu bucuria, te simți liber să faci ce vrei, să-ți pui în valoare ideile, să fii mai creativ, să fii mai inventiv, să fii mai determinat, mai ambițios, mai curajos. Aici văd care ține poate și de sport, de mișcare, de competiții în orice domeniu. Tinerii copii vor juca un rol important, într-adevăr, sunt speranțe, poate că sunt speranțele voastre se pot realiza. Dacă nu toate, măcar dorințele, măcar una dintre ele mai sunt șanse. Deci, chiar și în al 12-lea ceas se mai pot întâmpla miracole sau vor fi multe miracole. Copiii pot fi un miracol sau chiar pentru generațiile noi. Pot apărea miracole, pot apărea și situații de suflete pereche, de karmă, mame cu copii, mai mult sprijin între generații. Deci sunt șanse cumva să se aduci, să-ți aduci aminte de vremurile bune sau în virtutea unor timpuri mai bune să se îmbunătățească ceva. E așadar o zi foarte interesantă. Și sub influența cifrei 8. Într-adevăr, este o zi în care puteți afla secrete, chiar sub influența cifrei 8. Veți afla secrete, veți avea noutăți, veți avea rezultate, veți învăța lucruri, veți avea întâlniri importante, veți avea poate și mai multă intuiție, mai multă răbdare, vă curățați energiile, vă vindecați. Învățați să vă vindecați, învățați să vă autovindecați, cumva și moștenirile genetice, și moștenirile pământului, și moștenirile, să zic așa, energiile astea care sunt cumva și moștenite, ele vin și datorită unor moșteniri, intuiție, vise, învățături vechi, no, preistorice, să zic așa, cumva aduse la preistorice, mă rog, antice, aduse acum la un alt nivel în epoca modernă și prin tehnologie și prin
educație și prin stilare, cumva e un, o stilizare, o stilare, o, un, o, o evoluție, să spunem așa, da? Deci de la o situație poate mai simplificată pe vremuri sau chiar se aduce la un nivel mai profund. Aici e un fel de energia generală a zilei, este și o, o înțelegere profundă a unor situații. Înțelegi cum, cu adevărat ceva, faci cu adevărat ce-ți place, ce simți. Înțelegi cum funcționează energiile. Ai de luat poate și o hotărâre? O femeie poate juca un rol important, un sfat, o întâlnire de taină. Poate ții mai mult de secrete. Vei învăța să ții mai mult de secrete, să vorbești doar ce trebuie, să vorbești cu mai multă înțelepciune, să ai mai mult respect de sine, mai multă demnitate. De aici că o femeie înțeleaptă va juca un rol important. Vei dori să fii mai respectată, poate, să arăți mai bine, să știi mai multe, să te stilezi cumva, sau vei avea un model, vei avea o regină, vei avea o mamă de la care să înveți ceva. Acum poate fi și o profesoară, poate fi și un terapeut, poate fi și o persoană model în societate care va veni cu o soluție, cu o idee, niște drumuri, văd că vei face niște drumuri, să te vezi cu cineva, să te întâlnești cu cineva, să ai niște reușite, să-ți faci o afacere, să-ți pui în valoare un talent, să-ți pui în valoare educația, poți lua un premiu, poți lua câștiga ceva, poți deveni mamă bunică, poți deveni soacră sau poate nașă, aici cumva văd că ai și niște reușite. Poți da niște lecții, poți ajunge într-o funcție, poți obține ceea ce îți dorești, poți fi cine vrei tu să fii. Pentru zodia berbec, o femeie din semn de pământ poate juca un rol important, o bucurie, o reușită, dar vei descoperi și că ai o frică, o teamă, sau cu ajutorul acestei femei îți vei alunga temerile, fricile, poți afla de temerile, fricile acestei persoane sau dușmăniile care sunt și din cauza unor bucurii, unor petreceri, unor evenimente legate de o anumită persoană. O durere o ai poate și legată de o anumită situație, poate legat de o boală, poate legat de o neînțelegere. Vedeți că cumva ai o prudență vis-a-vis de o situație sau afli de prudența acestei persoane. Pentru zodia Taur poate apărea un drum, o veste, o noutate, o întâlnire importantă cu un bărbat important cu funcție sau partenerul tău îți propune un drum, o ieșire pe undeva, o prietenie, ai de luat poate și o decizie, o hotărâre. Te duci poate și la biserică sau să te consulți cu niște persoane importante referitor la niște drumuri, la un ajutor, la un sprijin, la ceva, o chestiune importantă. Pentru zodia Gemeni, ascendent Gemeni, este o zi în care poți afla de niște dușmănii, poți afla de niște intrigi, poți avea niște frici, temeri, cumva ți-e teamă poate să încerci ceva nou, ți-e teamă să depășești niște limite, ți-e teamă să nu ai o problemă de sănătate, poți afla de răutățile cuiva, dușmăniile cuiva, dar vei găsi și soluții, poți să găsești soluții să te vindești chiar într-un mod miraculos, poate și dacă ai curajul să-ți învingi o teamă, o frică, energiile lunii pot juca un rol important, cumva te dă peste cap și o schimbare de climă, de lună, de, pe timpul nopții poți să ai și o indispoziție, dar și o soluție, poate chiar îți revii după o problemă de sănătate care ai avut-o, poate și datorită ciclului lunar sau, mă rog, a unor situații mai ascunse, boli cronice ascunse sau moștenite. Văd că pot apărea situații, creativitate, soluții, vindecare. Pentru zodia Rac, ascendent Rac, voi puteți avea poate puțină întârziere, o poziție, o frână, o teamă, dar e nevoie cumva să schimbați o strategie, ori să vă consultați cu cineva, ori să, aici poate și vremea, poate fi, să fii atent poate și la vreme, că întârzie cum ar veni să iasă niște boboci la florile sau să rămâneți, că e vremea rece sau din cauza faptului că nu faci tu ceva cum trebuie, ori nu ai întârzie niște rezultate pentru că tu nu gândești cum trebuie, n-ai răbdare, ori ești prea rece, prea distant, ori te încăpățânezi.
bați la porți închise, cum ar veni, oricineva se opune și va trebui să ai răbdare că până la urmă rezultatele vor ieși. Trebuie, aici poate ține și de o vindecare, să, sau mă rog, să mai înveți ceva, să mai ai răbdare, să ceri și sfatul poate unei haine de stat. Pentru zodia Leu, ascendent Leu, văd că sunt întâlniri, discuții cu copiii, poți afla și să te supere puțin un copil sau să afli, să ai totuși o traumă, ori de a face cu o persoană care te rănește cu ceva, se comportă puțin cam irresponsabil, cam copilăros, poate mai tânără, sau are o problemă, o suferință pe care o poți, poți ajuta să se vindece. Aici poate ține și de o mamă cu un copil. Ai cumva o durere, o suferință pentru că nu mai ești cu cineva, nu lipsește cineva sau nu se comportă prea frumos cu tine cineva sau poate chiar asiști la nașterea unui copil aici, unei mame care are dureri de naștere, cum ar veni. Pentru zodia fecioară, noutăți, vești, petrecere, jonglezi cu niște situații, găsești niște soluții, ești atent, curios, curioasă să mai înveți câte ceva, să dai o lecție, poate să înveți un copil cum să se comporte sau te duci la vreo petrecere, la vreo aniversare, unde ești atentă să și ce mănânci și cu vorbești, cu cine vorbești, să nu fii deranjată, să nu deranjezi, cumva găsești soluții, te descurci, să zic așa, înveți să noți sau înveți să dansezi, înveți să te miști într-o bucurie, într-o energie a bucuriei, te duci la vreun eveniment. Pentru zodia balanță este aici o problemă care o ai, o suferință pe care poți să o... Aici cumva ai o traumă, o durere care ține și de credință sau legat de un tată, lipsa tatălui, îți aduci aminte ce durere ți-a făcut tatăl tău sau ești comparat cu cineva care a fost rău, să zic așa, și aduce cineva aminte de cineva care a adus o suferință, o durere și credința cumva te rănește sau ai un dușman chiar cumva... Ești dușmănit pentru o anumită credință sau pentru o anumită vârstă, aici cumva ai niște amintiri puțin periculoase legate de o anumită persoană vârstnică sau legate de credință, legate de comunicare, poate nu comunici într-un mod poate chiar foarte corect cu o anumită persoană, ori nu-ți aduce aminte corect ceva, ori cineva te judecă, te critică puțin din trecut, pentru trecutul tău, pentru... O persoană vârstnică te compară cu cineva sau pe tine te enervează cineva mai vârstnic. Aici sunt așa niște energii care cumva aduc o durere, o suferință, un pericol. Ți-e frică cumva, parcă și de o credință de Dumnezeu, să nu fii judecat cumva, să nu pice pe copii, cum ar veni să nu pice și un blestem pe copil sau să nu pice un blestem pe părinți, să nu pice un blestem pe neam sau să nu fii judecat, blestemat, cum ar veni, pentru ceva, pentru o durere, o suferință, ai niște frici. Pentru, sau poate fi și cineva bolnav, afli de boala cuiva mai vârstnic. Pentru zodia Scorpion, aici să știți că vin totuși eu o suferință, un lucru neașteptat. O lovitură, o durere, o rană, ceva, o veste neașteptată care îți vine sau cineva să nu-ți spargă geamul, cum ar veni. Aici cumva poate un copil care se joacă mai neastâmpărat, mai neatent, dar să afli că cineva ți-a făcut o pagubă, poate fie din joacă, fie a vrut să se răzbune sau, mă rog, e un copil mai neastâmpărat, poate fi și acest lucru, să afli să te rănească cineva totuși, un tânăr. Vorbele unui tânăr, ori afli de el că trece printr-o greutate, ori te rănește, văd aici ceva, o lovitură neașteptată care poate veni, o greutate, un sabotaj, nu știu, ceva, o rană, o suferință, care n-ar fi poate pentru prima dată sau nu vine pe neașteptate, poate că n-ai dat tu importanță și acum se manifestă. Pentru zodia săgetător vin vești, noutăți, e o perioadă poate și de leneveală pentru voi, dar cumva vă faceți planuri de viitor, vă cam aveți niște frici temeri și voi poate sau sunteți așa într-o perioadă de leneveală, dar cumva vă simțiți cumva într-un pericol, trebuie să faceți voi o clarificare pe sănătate, pe gânduri, pe idei, pe persoanele cu care voi interacționați, că cineva își face iluzii. Cineva cumva parcă zici că abia așteaptă să te
orică te simți tors de energie, orică cineva cumva ca și cum încearcă să te influențeze de la distanță prin gândurile sale, cumva, să nu te miști, să nu... E o manipulare cumva și de la distanță. Deci orică energiile din univers cumva le simți tu că sunt cumva mai reci, mai poate ține niște vreme. În orice caz vei găsi soluții, idei, afli, faci o clarificare, aici poate ține și de niște acte, contracte pe care tu îți faci niște planuri pentru viitor, dar să nu-ți faci iluzii, cumva este să-ți planifici viitorul într-un mod mai, cum se spune, mai concret, mai puțin iluzoriu, ca să nu ai dezamăgiri. Te poți trezi dintr-o visare, s-ar putea să te trezești peste, din vis și printr-o veste, să te, cum ar veni să sune telefonul sau să ai peste noapte un vis și să te trezești, să-ți vină ideea, să-ți vină soluția care să te ducă în viitor departe, cum să găsești tu o soluție ca să scapi de niște probleme sau să-ți vină să înțelegi de ce ai avut niște probleme, te trezești dintr-un vis, cum ar veni, într-un fel. Pentru Zodia Capricorn, o zi foarte interesantă, e o zi a judecății. Aici cumva e o zi, aș putea să spun, e o zi karmică, într-un fel, văd trei, chiar sunt trei arcane majore care vin aici. E o schimbare, e o revelație, e o schimbare fundamentală, să zic așa, cum ar veni naștere și învierea. Aici zici că este chiar învierea, deci că chiar este Paștele, această judecată. Deci energiile acestea ale Paștelui, să știți, dragile mele, că ele continuă. Deci toată săptămâna poate fi, dar și această zi de joi, de miercuri, pardon, vine cu o retrospectivă. Parcă și din univers vine ceva, poate fi și un vis, poate fi și o energie, o schimbare, o noutate care ține și de mișcările planetelor, stelelor, luna, soarele. Deci e o schimbare, o retrezire la viață, o reinventare, un miracol care se poate produce. Pentru unii poate să fie, cum ar veni, puteți să și aflați de cineva care pleacă, un star, cum ar veni să și aflați de vreun star care pleacă, cum ar veni, poate fi o persoană care a ajuns la vârsta în care să se ducă în altă lume, să zic așa, și, sau poate fi și o naștere, o reîncarnare a unui spirit. Deci aici cumva se reîncarnează un spirit sau aveți niște evenimente importante, întâlniri importante, retrăziri la viață, cum ar veni, retrospective, spectacole. Aici pot fi și astfel de situații cumva care aduce un miracol, aduce o schimbare, aduce o noutate, aduce o împăcare, aduce o dragoste, aduce o prietenie, aduce o noutate, te caută cineva pe care nu l-ai mai văzut de mult, îți propune poate să joci într-un film, într-un spectacol, să zic așa, să te reinventezi, deci aici pot fi niște energie extraordinare. Da, aici cumva parcă zici că descoperi secretul tinereții fără bătrâneții, diavolul se reinventează, dispare moartea, dispare diavolul, dispare răul, nu știu, se întâmplă ceva miraculos, știți, o zi mistică, magică, că a ieșit aici niște energii foarte interesante, într-adevăr au ieșit energii și pentru zodia vărsător, apare dragoste, apare prietenia, apare o noutate, vă grăbiți poate să luați o decizie, să faceți un drum, să vă întâlniți cu cineva, un copil, vine o veste, parcă zici că e nașterea lui Iisus aici, parcă zici că este, am zis, moarte și înviere, parcă zici că toate evenimentele astea sunt toate în același zi, ca o retrospectivă așa, dar e ceva, se întâmplă ceva, apar noutăți, vești, drumuri, așa, dar soluții, daruri. Pentru zodia pești, pardon. Ei, voi aici vă luptați cu diavolul, într-adevăr, voi aici aveți, diavolul acesta e o ispită, el poate veni și printr-o tentație, printr-un prieten, prin dorința de a te lăcomi să faci ceva, să-ți cumperi, să ai, să crești într-o avere, aici poate fi, sau să faci un împrumut, văd că vin bani, ai câștiguri, ai noutăți, ai soluții, ai ce-ți trebuie, să zic așa, vin aceste noutăți, idei, soluții. Cam asta e din ce pot să spun, dragile mele, deci se pare că este o zi foarte interesantă, foarte
specială, deci pentru fiecare zodie în parte, într-un fel sau altul, este foarte specială ziua de miercuri. Deci 8, vin aici cu o nouă șansă, o nouă energie, o conștientizare, o clarificare. Ține foarte mult și de cât de rapid te miști, ce decizii iei, cât de dorință, ce dorință ai să înveți, să înțelegi, să accepti, să schimbi, să fii determinat, să fii curajos, să fii optimist. E foarte, foarte importantă să știi ziua de miercuri pentru fiecare, probabil, în partea asta o să vedeți voi, da, pentru că văd aici noutăți. Dragile mele, dragii mei, cam asta e ce pot să spun pentru ziua de miercuri, 8 mai. Eu vă doresc să aveți o zi fantastică, oriunde ați fi. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!